Servus! Am găsit o biserică aici. Se întâmplă că este lângă un client un loc unde se construiește o clădire nouă și am avut câteva gânduri legate de dragoste, ură, dimineață, pe care le-am expus într-o altă înregistrare și se pare că energiile se atrag, se conectează. Și acum sunt lângă un copac, nu știu dacă există așa ceva în România, dar vă dau o idee. Se numește Prayer Tree, adică copacul unde lumea pune rugăciuni. Și o să vă arăt cum arată așa ceva. E, oamenii își pun diverse gânduri. When I go back, Quebec, fate I find a bit of peace. Dear God, please keep my dad's kids story. I pray that my dad knows I love him and that I am doing the best I can, rest in peace. Nu știu dacă înțelege engleză. Se roagă pentru tata lui sau a ei. We love and miss you. Deci vă iubesc sau te iubim și îți lipsim sau ne lipsești. Nu sunt bun la tradus cuvânt cu cuvânt. Rugăciune pentru o pisică. There's diverse note lăsate de I pray that we will be able to visit my mom on Christmas. On Christmas 2023. Deci oameni care stau la distanță de mii de kilometri unii de alții. Uite, am șeful pe aici. Deci asta e ideea. Prayer Tree, deci copacul de rugăciune.